clipurile astăzi nu voi face un comentariu, după cum v-am obișnuit, ci voi face un clip de beauty. Mai exact, în rutina mea de make-up preferată, adică cea pe care aleg să o fac de cele mai multe ori, fiindcă îmi place cel mai mult. De câte puteți vedea, ăsta este rezultatul final. Nu uitați să vă abonați și să dați like acestui videoclip. Vă aștept și pe Instagram, emacilibiu. Și hai să începem, că abia aștept. Beautiful. De fiecare dată cu SPF-ul, cel pe care îl folosesc eu, este cel de la CeraVe. Îl întind și îl las puțin să intre în piele. Următorul pas din rutina mea este să-mi fac sprâncenele și pentru asta folosesc creionul de la Revolution Power Brow. Voi începe prin a umple sprâncenele puțin. Apoi iau pensulă și încerc să întind produsul cât de bine pot. Și pentru a mă asigura că stau la locul lor, le voi lipi cu acest gel de la Gatsby. Deși le-am pieptănat în sus, nu le voi lăsa așa, le voi aduce la forma lor inițială. Vedem că nu mi se pare că le-am umplut destul, așa că cu ajutorul unei pensule de genul care are capătul ăsta și cu gelul ăsta de la Mesa Uda, voi încerca să mai umplu puțin sprâncenele. Am gelul ăsta de o grămadă de timp și încă nu s-a terminat. Țin să menționez că nu urmez în fiecare zi o rutină atât de complicată de machiaj, dar asta e rutina mea preferată. În continuare folosesc BB cream, cred că vara e momentul propice să folosim BB cream, avem nevoie de ceva mai light pe față. Cel pe care îl folosesc eu la momentul de față e cel de la Boys & Berries și îl întind cu un burețel umed. I love it! Pentru bronzer folosesc două tipuri de bronzer. Primul este cel de la Seventeen. E o nuanță foarte caldă de bronzer. Cel doilea tip e cel din paleta de la Monerev Shape Guru și folosesc nuanța asta. E puțin mai galbenă în realitate. Îmi place foarte mult nuanța asta de bronzer, e cea mai apropiată de culoarea tenului meu. Și mi se pare că dă un aspect mult mai natural lucrului complet. Bineînțeles, aplic puțin și pe ploapă. E lucru pentru nas nu se oprește aici, fiindcă folosesc și conturul de la Fenty. Aplic puțin deasupra. Și îl întind cu pensula asta. Îmi place foarte mult cum iese și în continuare folosesc acest blush roșu de la Mesa Uda, să vedeți cât de roșu e. Îl aplic în centrul obrajilor. Ok, nu îl las atât de roșu totuși. Roșul ăsta dă un vibe atât de youthful look-ului, atât de plin de viață. Păcat că o să le stompăm puțin cu concealerul, care e de la NYX Bare With Me. Îl aplic sub ochi, puțin pe frunte, pe bărbie, mai mult pentru a lumina zonele astea, în jurul nasului, puțin pe vârful nasului. Pentru baking, amestec două tipuri de pudră, pe cea de la Huda Beauty Banana Bread cu cea de la Revolution. Las să becuiască, să se facă machiajul și continui cu ochii. Asta e partea mea preferată din machiaj, fiindcă pot să mă joc culorile așa cum vreau eu, dar în principal folosesc paleta de la Bare, Mesa Uda, și aplic în creasta ochiului nuanța asta. Și să menționez că nu sunt make-up artist, am doar 16 ani, machiajul meu funcționează după regulile mele.
Și mie se. Îmi place să experimentez. Eu am o nuanță puțin mai închisă și o aplic la baza ochiului. Dar în general, cel puțin pentru bază, folosesc nuanțe calde la ochi. Pentru că am ochii căprui și îmi place să-i scot în evidență, voi folosi tot în colțul exterior al ochiului o nuanță de mauve din paleta Nude Studio Complete de la Bella Ochi. Pe asta o folosesc de obicei. Secretul este să folosiți foarte puțin, dar credeți-mă că face diferența. Voi puteți să folosiți cum vreți voi, puteți face un look întreg din mauve-ul ăsta, dar ținând cont că eu până acum folosesc numai culori nude, nu are sens să folosesc o cantitate prea mare din acest mauve. În colțul ochiului, cu pensula asta, voi aplica încă un nude, mai exact pe asta. Voi aplica și niște sclipici, de data asta din paleta Wow Glow de la Mesa Wuda, nuanța asta. Și acum pentru eyeliner, mă întorc la paleta Bare de la Mesa Wuda și folosesc nuanța asta drept tuș. Nu voi face cine știe ce codiță, o să fac doar atât cât se vadă puțin. Arată foarte bine! Îmi îndulez genele cu ondulatorul de la Catrice și pentru gene folosesc rimelul de la L'Oreal Panorama. Cum voi îndepărta pudra aplicată înainte? Parcă aș vrea să văd puțin mai multe culoare pe nas. Și acum hai să trecem la buze. Înainte de toate mi le conturez cu conturul de la Fenty. Și voi continua prin a folosi o nuanță puțin mai închisă de maro de la Essence Eight Hours Matte. Și în centru, ăsta e cel mai tare truc, nu folosesc ruj, folosesc un strugurel roșu de la Yves Roche, care, pe lângă faptul că miroase divin, are și tint. Acum tot în centru aplic acest lip oil de la NYX, roșu, și ăsta miroase divin. Și acesta este lucrul final. Asta e rutina mea de make-up preferată și cred că se poate înțelege de ce. Voi l-ați încercat? Spuneți-mi în comentarii și spuneți-mi în comentarii ce alte clipuri de beauty ați vrea să mai vedeți pe canalul meu. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați și să dați like acestui videoclip și vă aștept și pe Instagram, Emma Cilibiu. Eu v-am fost Emma, vă pup, pa!